Salutare, prieteni, suntem chiar aici la Pro FM On Top, iar diseară, pe scena din spatele meu, vor concerta artiști precum Delia, Antonia, Alex Velea, Lino, Irina Rimes, The Motans și mulți alții. Aceștia vor avea grijă să facă o atmosferă incendiară, însă până atunci eu promit să stau cu ochii pe tot ce mișcă aici în backstage. Sunt foarte surprinsă de clădirea asta în continuare. Nu, eu sunt șocată de ce văd. Am mai cântat aici, dar de fiecare dată sunt la fel de surprinsă de ce văd. Mi se pare real ce văd. Da, chiar da. Cum te simți la înălțime? Foarte bine. E prima oară când am urcat pe Casa Poporului. Și ce ne pregătești astă seara? O, trei piese, Visele, Ce s-a întâmplat cu noi și Bolnavem Îndoi. Două piese cu băieții, o piesă cu Delia și încă una cu... un prieten de-al meu, hai să spunem așa, da, o piesă surpriză. Am pregătit două piese, doar noi și Impar, și sper să cântați împreună cu mine. De-abia așteptăm să performăm aici, să rupem, am făcut Panamera într-un stil mai... Am preluat legătura. Mai altfel. Este lasă cu surprize astă seara. Da, o să fie super, abia așteptăm să cântăm aici ceva special. Voi cânta piesa nouă pe care am lansat-o de curând, Suflet Nebun, și... Sper să placă și sper să se distreze lumea cât mai mult. Păi piesa nouă o să cânt cu Chila și abia așteptăm să cântăm. Arde și o să cântăm în seara asta aici și abia aștept cu bandul, cu cel mai șmecher band, Comaronii. Ia zi, la tine arde? La mine arde întotdeauna. Nu se stinge niciodată. Dacă se stinge, înseamnă că trebuie să iau o pauză. O să vedeți că n-am cum, eu vreau să fie surpriză, nu vreau să... Ok, deci să înțeleg că ai surprize, da? Da, normal. Întotdeauna, surprize. Spuneți-mi trei lucruri care vă vin în cap când vă gândiți la Pro FM On Top. Show, rock, Panamera. Și înălțime, multă înălțime. Rău de înălțime. Da. Pro FM On Top, trei cu... Atât. La înălțime, din start, Palatul Parlamentului, nu știu, îl văd. Și multă, multă muzică. Înălțime, culoare și clasă. O atmosferă electrică, dacă să fulgere, nu glumesc. O atmosferă foarte, foarte, foarte tare, e foarte tare locația și abia aștept să cânt. N-am mai cântat niciodată aici, e prima oară. Să numărească în continuare pentru că avem cea mai fresh muzică pentru ei, cele mai tari clipuri, cele mai tari vloguri, cele mai tari... Cele mai tari. Totul e tare, stați scot pe noi. Idem. Idem, hai, vă pupăm. Vă mulțumim pentru tot ce vă cuprindem. Să asculte muzica pe care o simt, să fie liberi, fericiți și pozitivi. Le mulțumesc foarte mult pentru că simt că am o comunitate de fani care mă susțin foarte tare și nu pot decât să le mulțumesc. Doamne, spun adevărul, spun adevărul. Acolo pe scenă. Foarte fain. Foarte fain. Mine cumva m-a pasat că nu pot să văd orașul, știi? Orașul, da. Trebuie să mă uit prin părți. Că ploaia te-a încurcat? Nu. Din contra, a dat un pic de dramatism, știi? Da, știu. Dar a făcut efect. Cum a fost pe scenă aici, pe Casa Poporului? Eu mă bucur că n-a fost cald, pentru că mi-era super frică de această căldură de 34-5 de grade la începutul verii. Și am zis, wow, e seară, a și plouat, e aer curat, e perfect.